A revenit în studio TV Plus Regional. Continuăm cu revista presei. Peste 60.000 de infectări cu SARS-CoV-2 în județul Suceava. În recentul interval de 24 de ore s-au înregistrat 205 cazuri. În anterioarele 24 de ore s-au înregistrat la nivelul țării 12.353 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 7.398 mai multe față de ziua de luni. Dintre cazurile noi, 2.502 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare, a transmis ieri Ministerul Sănătății. În lista de ieri, Suceava se înscria cu un total de 60.039 de îmbolnăviri de la debutul pandemiei, dintre care 205 cazuri noi, incidența calculată la 14 zile fiind de 1,35. În țară s-au înregistrat și 32 de decese. Toți sunt pacienți care au decedat și prezentau comorbidități, iar 23 erau nevaccinați, a mai precizat Ministerul Sănătății. Dacă e să ne gândim puțin, Octavian Jurma a făcut recent și el o declarație în privința acestei situații și el a menționat în felul următor pe rețelele de socializare. Prognoza pe care am făcut-o acum două săptămâni, că vom depăși probabil 10.000 de cazuri pe zi, azi, 26 iulie, a fost primită cu foarte multă ostilitate, dar armata de negaționiști care păzesc această pagină, dar a fost preluată de presă. Din păcate, astăzi, 26 iulie, au fost raportate 12.353 de cazuri noi, o abatere mai mică de 1% față de prognoza de 12.952 de cazuri pe care am făcut-o duminică pentru această zi. De altfel, prognoza arată că media poate depăși 10.000 de cazuri pe zi încă din această săptămână. Ar fi o veste bună să rămânem în jur la 9.000 de cazuri, dar cu acest debut înalt e puțin probabil să rămânem sub 10.000 de cazuri pe zi. E acum foarte posibil să vedem 20.000 de cazuri noi pe zi încă de săptămâna viitoare, a menționat Jurma în declarația sa. Mai sunt și foarte multe alte declarații făcute de acestea. Suntem asigurați că e o boală blândă și spitalele sunt goale. Sper ca măcar în privința asta guvernul și-a refăcut corect temele de casă și nu a ajustat politic datele primite de la specialiștii pe care susține că îi consultă, a menționat Jurma. Da, dacă ține minte, în urmă cu 2-3 săptămâni a apăruse predicția asta lui Octavian Jurma, care iată că din nefericire s-a adeverit foarte bine, adică modelele matematice pe care le-a aplicat n-au greșit. Dacă ne uităm la Institutul Național de Sănătate Publică, și acolo se accepta că se va ajunge la peste 10.000 de cazuri, dar treaba era mutată mai înspre august. Și atunci un start de genul ăsta de la sfârșitul lui iulie cu 10.000 de cazuri poate să dezvolte un număr și mai mare de cazuri decât cele pe care INSP-ul le anticipa. Ușoare, ușoare, formele astea de generate de Omicron BA5, dar iată că, uite, ieri 32 de persoane au decedat. Suceava este într-o situație fericită de data aceasta, pentru că a ajuns doar la 205 cazuri ieri și incidența e de 1,35, în creștere, mereu în creștere, dar gândește-te că în București a trecut de 7 la 1000 incidența la cazurilor în ultimile două săptămâni, că ăsta e factorul. E acum interesant că vezi ce înseamnă că te-ai obișnuit cu o boală și când ea nu mai are forme, că era așa severe, păi ce se întâmpla când era 7 la 1000? Era tot închis, dacă ții minte, la precedentele. Bun, asta nu înseamnă că nu trebuie să fim foarte prudenți. Eu mă tem, pentru că e o perioadă în care e o perioadă de concedii, e o perioadă în care sunt foarte multe nunți, în care sunt botezuri, alte și alte chestii, care vor duce la pentru că nu dezvoltă forme grave, dar este destul de virulentă, se transmite destul de ușor această formă. Despre vaccin, un vaccin adaptat la varianta asta, nu se aude încă nimic. Existau predicții că va fi prin septembrie, așa, dar interesant lucru, vezi că numărul celor care au fost vaccinați cu precedentele mult culite vaccinuri dezvoltă mai puține cazuri decât ale celor nevaccinați.
lucru care se găsește și la infectări și mai limpede la persoanele decedate. Deci n-a fost chiar inutil acel vaccin, chiar dacă acum nu mai este de actualitate, câte vreme nu e adaptat la variantele care au urmat și care circulă. Dar pentru cei care s-au vaccinat, au cât de cât o anume zestre în a face față sau a dezvolta forme de boală mai puțin grave. Și la punctul de trecere, Vicovul de Sus, Crasna, care trebuia deschis în 20 iulie, autoritățile ucrainiene spun că lucrările sunt spre finalizare. La punctul de trecere Racoboț, întârzierea este mult mai mare. Lucrările de construcție la punctul de trecere a frontierei din partea Ucrainei sunt în stare de finalizare, iar situația este cu mult mai bună decât la celălalt punct de trecere de la Racoboț, a informat o publicație cernăuțeană. Potrivit sursei citate, pentru executarea lucrărilor sunt antrenați și locuitorii din localitatea Crasna, a constatat șeful administrației militare regionale Ruslan Zaparniuc, noul șef al AMR Cernăuț, împreună cu șeful Vămii Cernăuț, s-a deplasat la punctul de trecere a frontierei Krasnolsk, unde a discutat acolo cu cei care lucrează. Prefectul de Suceava Alexandru Moldovan a participat în data de 4 iulie la o întâlnire cu reprezentanții autorităților ucrainiene privind situația de la frontieră. Cadrul discuțiilor, în vederea decongestionării traficului prin punctul de trecere a frontierei Siret, partea ucrainiană și-a asumat deschiderea cu data de 1 august a punctului de trecere a frontierei Racoboț, ce va fi destinat în principal traficului autoturismelor, tirurilor goale și al cisternelor de combustibil, respectiv data de 20 iulie pentru punctul de deschidere a frontierei Vihovul de Sus pentru traficul autoturismelor. Da, cum era de așteptat, aceste deschideri mult anunțate cu surle și trâmbiți întârzie. E de înțeles, se lucrează pe repede înainte, mă tem de calitatea lucrărilor. Și, pe de altă parte, de fapt, pentru ușurarea traficului în graniță, ușurarea traficului la Siret-Porumnoie, esențial este ăsta, Racovățul din județul Botoșan, pentru că acolo e gândit să meargă cisternele și tigurile goale. Deci asta înseamnă că mai durează ceva această nebunie de la Siret-Porumnoie, cum din nefericire durează încă și va mai dura agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei. Ce să spun? Nu-i bine. Vrem să facem puncte de trecere a frontierei, dar după aceea spunem că vin mașinile și ne strică drumurile noastre. Deci este un impas din care nu se poate ieși. Da, și ieri Prefectura Suceava a anunțat că vor fi sesiuni suplimentare pentru proba de traseu pentru permisul auto. Am vorbit puțin cu subprefectul de Suceava, Cristian Șologon. Vă propun să urmărim materialul, după care să-l discutăm și să vedem exact care sunt datele selectate pentru aceste sesiuni suplimentare. Cred că se întâmplă ceva în până atunci, mă rog, sunt poate peste 44 de candidați care vor trebui să susțină aceste probe. Prefectura Suceava a menționat că perioada selectată pentru acestea este 30-31 iulie, adică în acest weekend. Cu lucrătorii din partea din Suceava. Este pregătit materialul. Da, haideți să-l vedem urmărim și vom discutăm. După aceea, de Suceava, Cristian Șologon a aprobat ca în weekend să fie organizate două sesiuni suplimentare pentru proba de traseu în cadrul examenului pentru permisul auto în datele de 30 și 31 iulie. Comisiile de examinare alcătuite din lucrători din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Suceava vor susține examinarea pentru categoriile și subcategoriile B, C și E. Avem o sesiune suplimentară pentru număr de 44 de persoane
care vor susține proba practic sâmbătă și duminică, proba de traseu. Persoane în mare care au dat odată proba și-au picat-o, iar acum sunt programați pentru cea de-a doua încercare la proba practică, deoarece începând cu luna august le expiră documentele. Iar conform legii trebuie să aibă cel puțin de două ori dreptul de a efectua proba practică. Câte comisii vor fi pentru aceste persoane? Sunt 4 examinatori pregătiți, sunt cei de pe plan local care își vor extinde programul și sâmbătă și duminică. Fiecare examinator are undeva la 10-12 candidați care îi poate prelucra într-o sesiune de probă practică de traseu. Există, într-o zi. Am înțeles. Există posibilitatea ca și weekendul viitor să asistăm la sesiuni suplimentare? Ideea că va fi necesar, vom suplimenta. Deocamdată, știți foarte bine, noi am avut în ultimele două luni niște sesiuni intensive folosind colegi din țară, de la București, de la Bacău, de la Botoșani și din alte județe. Ne-au ajutat să coborâm foarte mult, să intrăm undeva într-un ecart acceptabil dintre proba teoretică și proba practică. Pe viitor apropiat vor mai exista astfel de sesiuni intensive? Atâta timp cât noi funcționăm, după cum știți foarte bine, cu o schemă incompletă, vom mai solicita astfel de sesiuni, dar sperăm ca din toamnă, după o reglare a posturilor acolo, la partea de permise, să sperăm să revenim într-o normalitate. Ceea ce facem acum sunt doar cu titlul de excepție. Da, sesiuni suplimentare. Da, păi a explicat bine domnul subprefect, e vorba de respectarea legislației. Deci un candidat care a absolvit școala de șoferi, a trecut de proba teoretică, trebuie ca în 6 luni să aibă de două ori posibilitatea să dea proba practică. A fost acel iureș de examinări, dar iată că n-au apucat să dea de două ori câțiva, 44 de persoane, și sigur că expirându-le termenul de valabilitate a documentelor, nu puteai să-i lași fără să încerci a doua oară. Deci trebuia și probabil că vor mai fi astfel de cazuri. Sigur că șansa de a se reveni la normal, că acum după nebunia aia cu examinatorii aduși de prin toată țara, s-a redus la o lună jumătate decalajul între momentul în care ai trecut examenul la sală, examenul teoretic, și urmează să dai proba practică. E clar că în perioada următoare va crește din nou acest interval și până când nu se va ajunge la normalitate însemnând completarea cu numărul necesar de examinatori, că nu poți să aduci mereu din țară aici la Suceava, pentru că a fost ce a fost aici. De? Și prea mult nu se va merge pe sesiuni extraordinare, pentru că astea sunt, ai văzut, un număr clar de persoane care, potrivit legii, trebuie să aibă șansa să dea a doua oară în 6 luni. Asta este situația. Și mai mult decât atât, acei puțini examinatori care sunt de aici din Suceava nu pot să reziste să lucreze non-stop, îți dai seama, și în sâmbătă, duminică. Da, care vi s-a părut cea mai interesantă informație dezvăluită astăzi? Păi a fost informația aia fantastică cu Consiliul Județean, care pe lângă care o cohortă de juriști mai angajează o firmă. Asta a fost. Da, pe o speță care nu presupune așa ceva. Adică totul, dacă nici măcar la litigii comerciale pe contractele Consiliului Județean nu se pricep oamenii de acolo, până degeaba îi ții. De altfel, asta este o problemă majoră. Avem un număr foarte mare de angajați în sistemul public, în bugetari, care, când e vorba de făcut treabă, se apelează la altceva. Nu e în regulă. Asta, într-un fel, trebuie rezolvat odată și o dată, că asta înseamnă să faci reformă. Numai că reforma e dureroasă pentru că, din nefericire, o bună parte dintre ei sunt niște pile de partid angajate, că ajung prin primării, prin consilii județene și așa mai departe.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru comentariu. În continuare la TV Plus Regional putem să urmărim pasarea de sănătate, sfatul utile horoscop, Suceava într-un minut și alături de profesorul Petru Tomege, Învață Românește. Dacă doriți să ne urmăriți în reluare, o puteți face de la ora 10 sau pe rețelele social media sau pe site-ul Televiziunii Plus. O zi frumoasă, la revedere!